Dane, ai ocazia. Bagă. Rămâne. Mai bine, Mișel, să zic așa. Mai vomită. Ba, vomită. La anestezie. Da, da, da. Așa. Mini monstruleț. HD-ul. Asta seara facem Mythbusters cu ea. Așa. Hai să o demontăm. Alcoolul nostru izopropilic. De la vecini de peste drug. Curăță bine. Curăță tot. Stai ca să se desface. Din cur se desface. Că e pe spate. Deci vreau să văd ce are în ea. Pentru Power Audio România desfacem ITEC 5000. Băi, n-am găsit Stalinskaya. Ce? Dă-o dreapă de Stalinskaya. Noi acum vorbim de stații, nu suntem golani. Mai avem până la... Da? Aveam și eu două bombe acasă, îmi pare rău că nu le-am luat. N-am știut că e jucător. N-a zis nimic niciodată. Cine, eu? Da. Auzi, la aia la altă, dacă mă mai dau cu ea de pământ, eu îi pun scoceapul, mă, că până și mai așa. Nu e că am tăiat pinii de la transportă. Nu, mai bine o pasezi decât să dai cu ea de pământ. Nu, e o problemă la ei. Au, deci la seria XTI au conectorul ăla, care e prost din material. Nu face, după un timp oxidează și nu mai face contacte, ca cine ea. Să-mi pună, că ea îmi place cum da așa, dar să-mi pună ăla. Bă, să știi că stă destul de bine la distorsiuni și la putere ce am măsurat. Păi eu ce zic? Dacă are curentul care îi trebuie, merge bine cu păi nu fac eu. Săptămâna viitoare mă apuc și fac pe FC-ul. Și-ți fac unul, băgăm înăuntru și am terminat problema. Ți-l limitez la 330 de volți, 340 de volți, ca să nici să nu forțezi. Că are 310 în gol după filtrare de la 220. Băi, ești de bună, asta are și intrări digitale, păi, eu acum am văzut. Da? Are intrări digitale. Da. AS, EBU. Dacă am multe șuruburi, mă enervează. Dă bără mașina. Să-i facă la hard. Luarați foc cu telco al vostru și cu reclama voastră să luați. De la TVR și de peste tot. Hai, mai am? N-am eu filtre pe bașcă, băgasem toate boxele pe ea. Atunci. Păi asta merge de la un om pe canal. Un om, doi om, patru om, tot și deci n-a simțit în timp ce cântau sateliții, am băgat bașii aici. Și n-a simțit nimic. N-a simțit. N-a vrut-o, nici nu a interesat. Păi exact cum am făcut noi testul la C2000. Dar eu eram, mergeam cu sateliții. Păi... Stația care am avut-o eu de Revelion, când am fost la ultima oară la mama la restaurant, i-am dat-o lui. I-am vândut-o lui. Aia modificat, care am băgat eu. Și noi când am făcut testul, era satelitul la blană și am mai pus și o rezistență de aia de 4 ani. Că blană să tot, să fie acolo. A simțit ceva? Ia mă să văd și eu, ce au ăștia în el? Ce au băgat mă, nou? Harați-ai dreacu să fiți voi. Au băgat eu ceva despre ascultaș. Bă, sunt foarte scumpe. Da, de 3.000. Cât? 3.000. 3.000 de dolari? Da. Bă, nu e mult. A, nu e mult? 3.000 de dolari nu. A. Față de 12.000 HD care e 8.000 și ceva, 8.600. Da, dar e 8.000 de wați aia, de o cur. Mai devreme am testat una de 600 de roni. O bășină. Mai, mamă, și aici mai are. Câte mai are? Bă, deci de 5 minute cred că desfac la șuruburi. 600 de roni, auzi? Da, 600 de roni, se comportă să bine. Să vezi ce bine merge. Să vezi ce... Ce stație? Un căcat de... Un team E800. E800. Clasă G. 10. Ce să-i zic, la jurumeaua aia mică, dar...
stația, țipa să vezi protecții, decuplează, da? Recuplează înapoi, nu se oprește. Am ars un căcat de siguranță că s-a topit, uite, joarsa asta de 10 amperi s-a ars pe un canal și deschidea doar jumătate. Din ea, zi-mă, ce are? Ce vreau, mă? Da? Așa, oprește filmarea și dă-i drumul încă o dată ca să